Salut tuturor, eu sunt Andrei, alături de Sabina, de această dată, și bine v-am găsit, oameni buni, la primul episod din seria noastră de întrebări și răspunsuri de pe acest nou canal. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți să veniți să apăsați și voi butonul de like dacă susțineți seria și dacă vreți să de în continuare. Vom avea pe fundal un gameplay de Block Party, după cum vedeți. Și da, Sabina este la ce distanță ești de mine? La 30 de centimetri. Da, la 30 de centimetri de mine, pentru că sunt la mine în cameră. Și după cum v-am promis, filmez acest clip fix după live-ul de ieri seară. Și de această dată Sabina ne va pune întrebările. Bun, Sabina, ai cuvânt. Sper să se audă bine, în primul rând. Sper să se audă clar vocea ei și tare și... Sabina, ai cuvântul. Deci, Suze, de ce ai încheiat vechiul canal? Cine a pus întrebarea? Trebuie să spui cine a pus întrebarea ca să se știe. Sergi Voică. De ce mi-am închis vechiul canal? Pentru că am luat strike-uri de pe urma unor clipuri comegre și strike-urile au rezultat nu, am luat report care a rezultat în strike și de acolo mi s-a închis canalul și nu mai puteam face absolut nimic pe el, simplu. Yep. Cred că deja toată lumea știe chestia asta, deci da. Până la câți abonați crezi că vei ajunge pe acest canal? Andrei Mărginean. Cât mai mulți, sper, nu știu, n-am un număr, așa cum și pe vechiul canal habar n-aveam că o să ajung la 26.000, așa nici aici n-am habar la câți abonați o să ajung, eu sper cât mai mulți, așa cum speră fiecare. Dar zici tu înainte numele, zici ceva gen... Nichifor Alexandru, de ce nu faci facecam la episoade? Bă, și întrebarea asta, what the fuck, lime, unde e lime aici? Și întrebarea asta a fost pusă de mai multe ori, nu fac facecam pentru că durează mai mult și ar trebuie să mă fac și eu să arăt decent în fiecare clip. Și eu de obicei mă trezesc dimineața la ora 12 și mă pun să filmez. Sau ajung acasă la 2 dimineața și mă pun să filmez. O chestie de genul, știi? Și n-am eu vreme să mă pregătesc și să fac facecam. Dar în schimb facem facecam în live-uri. De cele mai multe ori. Deci eu zic că e un bonus. Oricum vedeți moaca. Care este superbă. Ah, mulțumesc. Știm cu toții. Coni, Coni, de ce ai vrut să te apuci de YouTube? Pentru că, nu știu, eu am ambiție de-a mea, îmi place să mă joc și am zis, bă, dacă îmi place să mă joc, de ce să nu mă vadă și alții cum mă joc, nu? Mi se pare logic. Teodora Dobritoiu, crezi că îți vei recapăta cei 20.000 de abonați? În scurt timp mai scrie acolo. În scurt timp. Că eu citesc și eu, că vorbește foarte încet Fabina și sper să o dă, dar nu sunt sigur. În fine. Mai lângă tine. Așa, o, vine lângă mine. Bă, eu sper că da, adică deja avem 5.600 de abonați în doar 5 zile, dacă nu mă înșel, 5.600 de abonați, frate. Eu cred că nu va fi greu să ajungem la 20.000 de abonați repede, deci nu-i bai. Eu zic că va fi totul foarte ușor de acum, dacă facem noi treabă bună, bineînțeles. Ștefan Stamate, de unde sau de la cine ai aflat de Minecraft? Bă, deci e o poveste mai funny. Nu știu cum să vă spun, dar eram eu un grad mare într-o fostă comunitate de CS care exista foarte mult timp și acolo a început cineva să joace Minecraft. Toți de acolo erau ceva gen, what the fuck, ce joc nașpa, etică, 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 și m-a convins un tip de acolo să mă aducă în Minecraft. Și cum am ajuns în Minecraft, am construit o casă, am intrat în casă, a venit un creeper, a bubuit casa, și am dat rage quit, și eu și el. Și, deci, ăsta practic a fost primul meu contact cu Minecraft-ul. După vreo o lună, două, m-am apucat iar și a fost mult mai ok. Nu mi-a mai bubuit nimeni în casă, mai eram și eu documentat, mai știam și eu despre ce-i vorba, deci, da. O să mai adaugi minigame-uri pe serverul Play? Dacă da, ce minigame-uri? Bă, momentan nu. Am eu un plan cu Ronnie de vacanță asta, să facem noi o restructurare, o să vedeți surprize, surprize. O să vedeți atunci, nu vreau să dau spoilere. În general, da, vom mai adăuga minigamer, o să vedeți despre ce este vorba în zilele ce vor urma. Continuă. Alex Roses, Andrei, vrei să reintri în Titanic cu canalul nou? Așa, e ocazia să termin casa care ai început-o. Bă, nu, sincer. Stăteam pe Magenta, oh, ce bun sunt. Nu mai vreau să intru în Titanic. Titanic este o serie trecută, am mai zis, a fost o serie foarte tare, m-am distrat acolo, dar deja sunt vechi, ca să zic, în dale YouTube-ului, nu mai am ce căuta acolo.
Și nici nu prea mai am timp de Titanic. Am deja o serie de Hexit cu Ronnie de care trebuie să mă țin și credeți-mă, nu mai vreau să am bătăi de cap cu clipurile din Titanic și mai știu eu ce. Cosmin Ducanu, ce ai face dacă Ronnie nu ar fi? Aș Mă sta într-o pot. mână și aș cânta Macarena. Macarena. Oh my fucking god, am căzut. Nu, de ce? What the fuck? Robert Mihai, când băgați block party pe play? Când o să avem timp, practic, să ne ocupăm de plugin respectiv, pentru că încă nu este gata. Nu noi îl facem, deci nu depinde de noi. Și na, ne-am gândit deja să ne băgăm noi mâinile prin codul ăla Java de pe acolo, dar încă așteptăm. Nu e gata. Și Block Party, până la urmă, este un minigame destul de vechi, din punctul meu de vedere. Nu multe servere premium, non-premium, pardon, au Block Party și nu pe multe se joacă acum Block Party. Răzvi, ok. O să facem concurs pe 1 versus 1 pe play și pe primul premiul să fie și primul să fie un grad de VIP sau un moderator normal, fără hackeri. Ba, am zis că o să facem un concurs 1 vs 1, nu cred că pe Play, o să vă dau eu server privat, numai participanților, bineînțeles. Și da, chiar o să facem un concurs de 1 vs 1, mi se pare interesant. Și chiar ar fi ok, zic eu, nu? Pana mea, dar nu știu dacă vor fi exact gradele astea. Vedem, nu știu, vedem cum o să fie. O să fie un concurs tare. Zici, ești un YouTuber așa tare. Mamă, bă, nu știu ce să spun. Vreau să îi mulțumesc familiei că a fost alături de mine. Vreau să mulțumesc Sabinei că îmi citește comentariile. Vreau să îi mulțumesc lui Roni pentru că e Roni și nu știu. Adică unii mă consideră tare, unii nu, pana mea. Fiecare pe gusturile lui. Eu sper, eu încerc să mă fac plăcut pentru cât mai multă lume, simplu. Dacă ești un hater, cum te simți? What the fuck? Dacă aș fi hater, cum aș simți? Da. M-aș simți hater. Sincer, hater. Nu, cred că m-aș simți, mamă, ce tare e să fii hater. Dislike-uri, dislike-uri, dislike-uri. Ceva gen, nu știu. Black, unde e Black? Oh, fix în centru e Black, oh my fucking god. Gerardo. După ce termin seria de Hexit, o să te apuci de seria de Life in the Woods? Bă, am zis că după ce terminăm seria de Hexit, care va mai dura, by the way, va mai dura ceva, Sound, apropo, Geralt. dar după ce o terminăm, da, o să ne apucăm de un alt mod pack cu Ronnie, pentru că vrem să intrăm și noi încetul cu încetul în lumea asta modurilor, vrem să explorăm mai multe moduri. Acum am început cu Hexit-ul, deja ne place foarte tare și când o să terminăm cu Hexit-ul, probabil ne vom băga în Life in the Woods, pentru că foarte mulți ați propus și Life in the Woods. Deci, da, vedem, oricum ne vom apuca și de un alt modpack. Multă lume te întreabă dacă vrei să intri în Titanii. A mai răspuns la întrebarea asta, Sabina? Orange, uite aici, Orange. Dar foarte multă lume întreabă chestia asta. Cum te-ai cunoscut cu Roni? Pe serverul meu de Minecraft, haha, a intrat un random Ronnie acolo, printre primii playeri și am intrat în vorbă cu el, mă rog, poveste lungă, și a ajuns să aibă grad, a ajuns să aibă acces la server și așa m-am cunoscut eu cu Ronnie, pe joc, în orice caz, în Minecraft. Bogdan, David, o să faci o serie cu mai mulți youtuberi ca și în Titanii? M-am gândit la chestia asta și mă gândeam să fac o serie cu youtuberii cu care mă înțeleg eu cel mai bine. Și nu știu, dacă și ei sunt de acord, aș face o serie cu ei, cum ar fi, uite, spre exemplu, nu știu, Ronnie, Trex, Legionarii, amândoi, Andrei Zel, Xero, bineînțeles, nu, a murit. Și mulți alții cu care mă înțeleg bine. Cred că aș face o serie cu ei dacă și ei ar vrea chestia asta, bineînțeles. Un survival așa, nu? De relaxare. O să mai filmezi seria Survival cu Ronnie? Nu mai continui seria de survival cu Ronnie pentru că avem deja seria de Hexit cu Ronnie. Deci e tot Hexit, e tot survival, mai că e Hexit survival. Dar în principiu tot survival e până la urmă, că tot trebuie să supraviețuiești. Și dacă Sabina își va face canal de YouTube? Și dacă da, când? Oh, da, păi vorba era că fix după ce filmăm acest clip de Q&A, să lucrăm la începutul canalului de YouTube al Sabinei. Cum ai dat de Sabina? Cum ai dat de Sabina? Sabina, cum am dat de tine? La sală, nu? Da. La sală, da. Mergem am de la acea sală de bătaie și acolo m-am întâlnit cu ea. Acum mult timp, acum 4 ani, 5 ani? 5 chiar, dar 5 cred ani, că mai da, mult. mamă. Mamă, de cât timp ne știm, ești nebun la cap. Ai iubită? Nu, Sabina e sora mea.
Mai sunt întrebări pe Ce acolo? faci Ceva dacă interesant? Ronnie ar cânta la nunta ta? Guță! Guță! ce aș face? Cred că aș dansa, adică nu știu ce aș putea să fac, nu? Aș Eu putea aș să-i... râde de Ronnie. Sau am spune că cântă prost, că cântă prost, bravo, Zandrei. Bă, nu știu, cred că aș fi destul de rău dacă aș face chestia asta și mie nu-mi place să fiu rău, dar nu știu, probabil. Sai, nu uite cât sai ne aici. Ce te-a motivat să deschizi comunitatea de Minecraft? Bă, în perioada respectivă erau foarte puține, de fapt, cred că nu erau deloc servere non-corupte, ca să spun așa. Mai toate serverele aveau lag, mai toate serverele aveau puțini jucători, pentru că na, era și vremea aia, nu prea existau plugin-uri, servere și așa mai departe. Și am vrut, bă, vreau să fac și o comunitate de capul meu, pe regulile mele, să nu existe admin corupt, să nu fie lag, să se joace jucătorii de Minecraft, Minecraft, așa cum te-ai jucat pe single player, știi? Fără probleme, Lime și am ajuns pe Lime. Și înțelegeți voi chestia. Care e cea mai mare calitate a ta? Și care e cel mai mare defect? Cea mai mare Vreau calitate... să A, aud. nu Ai mai ajung la calități? albastru. Cea mai mare calitate... nu știu. Cel mai mare defect? Nu știu. Nu, serios, nu știu. Nu stau să mă gândesc la Te duci calități la și defecte. biserică? Poftim? Te duci la biserică? E întrebare? Da. What the fuck? Nu. Dar tu, Ronnie. Dar Ronnie nu e. Ronnie nu e. Sorry. O să fie Ronnie din următoarele episoade. Acum e o chestie așa improvizată. Dar nu mă duc la biserică. Nu sunt genul, sincer. Nici ateu nu mă consider, dar... Nu prea cred. Înțelegeți voi ce vreau să spun. Adică degeaba stau eu în pat toată ziua și mă rog, crezând că se va întâmpla o minune, dacă nu muncesc pentru acea minune, știi? Mă rog. Sau că am terminat. Sau că am întrebat, nu mai e nicio întrebare interesantă acolo, nimic, nu nimic, prea, nimic. Multe se repetă. Multe se repetă, o mai da. Fac. Gata, de ce se repetați? Nu știu, mulți întreabă de Titanii, de Omegle. A, da, cu seria de Omegle. O să facem clipuri. Nu cred că, cel puțin pentru moment, nu o să mai... mă, stai așa. A, cream că am uitat aia cu Zandrei live, what the fuck. Pentru moment nu o să mai... ce ziceam? Nu o să mai fac Omegle în live stream, dar vom face clipuri cu Omegle, da? Și, na, acolo o să fie sigur că nu o să mai au strike-uri și nu o să mi se mai închide și canalul ăsta. No, bun, astea au fost întrebările. Care e jocul tău preferat? În afară de Minecraft. În afară de Minecraft. Păi de ce nu citești și aia? M-am uitat eu în laptop și am văzut că, what the fuck, de ce Sabin... Deci, nici măcar întrebarea aia n-ai putut să o citești. Jocul meu preferat în afară de Minecraft. Ha. Bă, nu cred că am un joc preferat, sincer. Jocuri care îmi plac foarte mult, pe care le-am jucat în afară de Minecraft, ar putea fi, uite, trei exemple. Nu în ordinea care îmi plac, pentru că toate trei îmi plac la fel de mult. Spre exemplu, Crysis, mi-a plăcut foarte mult. Assassin's Creed, toată seria mi-a plăcut foarte mult. Și la Far Cry, mi-a plăcut și el foarte mult. Astea sunt trei jocuri pe care le-am jucat și care mi-au plăcut. Deci, ce da. E aia, Dreamhack? E o chestie unde se strâng mulți gameri și vin jucatori din mai multe lumi și fac competiții. De Mi-a ce? Întrebat Ionuț Adrian de ce nu ai fost. De ce nu am fost la Dreamhack? Pentru că nu-mi place mie Dreamhack-ul, eu prefer Comic-Con-ul. Da, știu unde, că... ce? Acolo ai fost, la Comic-Con. Eu am fost la Comic-Con la Dreamhack. Nu-mi place Dreamhack-ul, prefer Comic-Con-ul. Nu știu, e mai pe gustul meu, mai multe cosplay-uri, chestii de genul și îmi plac cosplay-urile, da. Voi pune mai mult MC. MCSG. La mine MCSG, oh my fucking god. Bă, dacă văd că apreciați seria, că dați acolo multe like-uri și că sunt multe view-uri, da, o să... Adică eu mă acces pe seriile care au cele mai multe vizualizări și cele mai multe like-uri. Că n-are rost să mă acces pe o serie care are puține view-uri și puține like-uri dacă știu că nu vă place, nu? Deci, da. Aba, Black. Altceva? Nu mai e pe aici, dar s-au cam terminat. Păi cum mai sunt pe aici dacă s-au cam terminat? Ascult. Dacă ai fi căsătorit, ai mai pune videoclipuri cu Minecraft? De ce n-aș pune? Adică... Copil, să faci mâncare, să faci curat. Eu să fac mâncare, eu să fac curat? Da. Păi de ce crezi că mi-e o nevastă? Nevastă, auzi la tine. Dar ce mă, ea e sclavă? Nu, dar ea păi face mâncare și ea face curat. Și tu ce faci? Eu aduc bani în casă. Ha! Da. No, bun, altceva? Dacă ai fi Ronnie, ai mai fi gay?
Ce? Dacă, dacă ai fi Ronnie, ai mai fi gay? Dacă da, de ce? Astăzi văd că... Hai să nu vorbim de rău. What the fuck? Da. Hai să nu-l Ok. vorbim pe Ronnie, că nu e de față și nu e Da. frumos, e urât. Să nu-i stricăm visele. No, bun, altceva sau cam astea sau au fost? Cam astea au fost. No, bun, fraților, cam astea au fost întrebările de astăzi. Ronnie își va reintra în rol de episodul următor. V-am zis, a fost o chestie improvizată aici. Sabine, zici tu ceva? Sabina e șmecheră. Da, foarte interesant. Gata. Nu uitați să scrie, lăsați și voi... ce să lase? Stai, am uitat. Întrebări, what the fuck? Nu uitați să lăsați și voi întrebări pentru episodul următor. O întrebare de persoană, vă rog frumos, nu mai multe, că nu Să nu avem mai timp întrebă de Titan. să le citim pe toate și nu mai întrebați de Titanii, dacă... De Omegle. Deja toată lumea Dar știe nu de de Titanii. Enchidu. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Eu am fost Andrei și v-am salutat. Ciao! Ciao!